După cum vezi, avem un front de lucru destul de complex, cu destul de ingrediente. Pentru că rețeta pe care ți-o propun astăzi este o rețetă clasică italiană, care sper eu să se potrivească bine cu Merlot Halira 2009. Este vorba despre polo a la parmigiana. Adică pui cu parmezan, dar bineînțeles și cu alte ingrediente. Mi se pare destul de complexă din punct de vedere al aromelor. Vă de aici busuioc, usturoi. Da, usturoi și ceapă uscate, oregano, ceapă, pastă de roșii, passata. Parmezan. Parmezan, bineînțeles. Și acolo, bun, o sadată, fără foarte multă personalitate, dar care să vină cu un plus de culoare și cu un plus de mântuință. De prospețime. Da. Haideți să vedem o abordare franceză din punct de vedere al vinului. Cu o rețetă cu specific italiană. Foc nu prea mare, tigăne încăpătoare, ceapă. Începem cu un sos de roșii. Un pic de ulei, vreo două picături. Ulei de măsline, bineînțeles. E vorba doar de o rețetă italiană. Ceapă. Și un pic de sare. Foc mic, 4-5 minute, până ce se înmoaie ceapa, se face translucidă. Atenție, nu vreau neapărat să se prăjească, să se coloreze. Vreau doar să se înmoaie, să facă fragile și dulce. Între timp ne ocupăm și de usturoi. Focat mărunt. Usturoi. Ca de obicei când facem un sos de roșii, nu pot să nu remarc mirosul. Mare invenție usturoiul ăsta, nu știu cine l-a inventat, merită felicitat. Nu trebuie gătit mult timp, cam 30 de secunde, un minut, și apoi niște pastă de roșii. Un pic de zahăr și passata. Bun, și acum simplu, o lăsăm să dea într-un clocot molcom și o gătim 10 minute, 15. E, ne pregătim și cu niște busuioc tocat. Bun, sosul este destul de gros, dar va mai petrece o perioadă în cuptor. Așa că prefer să opresc plata. Dau busuiocul. Bineînțeles că trebuie acum să verificați dacă are îndeajuns de mult sare, piper, deci verificați asezonarea. Bun. Eu încep de pui feliat așa pe diagonală. Să începem să-i pregătim acoperirea. Deci va fi un strat de făină, unul de ou și unul de pezmet. La pezmet o să vin cu puțină ceapă uscată. E vorba de ceapă roșie din cauza ce are culoarea mov, un pic de usturoi raf și oregano. Bun, și acum farina. Ou. Și pesme. Se scoate. A doua felie, același procedeu. Un minut pe fiecare parte, doar cât să se luminească. Acum punem la scurs. A venit și rândul parmezanului. După cum vezi, nu va mai fi o răzătură fină, dar până acum am nevoie de ceva mai robust.
O să pun un strat de sos. La milimetri. O să înseamnă că vei folosi cam o jumătate sau 2-3 milimetri. Un sosul de roșii. Acum, carne. Chiar bucățile un pic aglomerate, înghesuite, dacă este nevoie, dar nu este nevoie, că încă bine. Și acum, câte o lingură de sos. Și parmezan. Acum totul merge în cuptor 5 minute. Ce te uiți la mine? Eu am gătit e rândul tău să dai vinul. Haide să vedem. Ca prima observație, nu știu unde ți-am scăpat o porție mai mare decât a mea. Dar în fine, hai, o dată merge. Busuioc, o senzație de roșie coaptă, ușor afumată, un gust în care găsesc și o vișină dulce, cred că din combinația tot cu sosul de roșii a vinului. Deci, după părerea mea, este încă un exemplu că putem vorbi de o asociere între un Merlot, cum este Alira Merlot 2009, și un preparat din carne de pui, contând foarte mult sosul și modul în care este condimentat carnea și sosul respectiv. Aici vorbim de o zonă foarte aromată și din cauza aceasta asocierea mi se pare foarte, foarte potrivită. N-ai spus nimic de parmezan, nu știu dacă ai ajuns la zona cu parmezan, eu am ajuns. Pentru mine, această rețetă este o rețetă tipică gustului meu, să spun. O rețetă robustă, plină de gust, plină de aromă, care merge foarte bine cu un Merlot. Un vin și el cu îndeajuns de multă personalitate. Este un vin din 2009, deci a avut timp să devină matur, să fie în plinătatea forțelor sale organoleptice. Și revin la vorba mea. Vorba multă, sărăcea omului. Avem o mâncare bună de terminat, un vin bun de băut și nu putem face altceva decât să vă urăm și dumneavoastră spor la gătit și multă sănătate.